Membrii și simpatizanții ai Alianței pentru Unirea Românilor au protestat ieri pe străzile din Deva. Aceștia au făcut popas la sediul PSD, unde au scandat diferite lozinci împotriva actualului guvern și au aprins lumânări. Membrii ai PSD însă au reacționat imediat la acțiunile celor de la AUR. În drumul lor, cei de la AUR au trecut și pe la sediul PNL. Însă acolo se pare că luminile au fost stinse. Nemericii care timp de 34 de ani au fost la cârma țării acesteia ne-au vândut de tot, ne-au vândut bogățiile, ne-au vândut țara pământului, ne-au vândut gazele, ne-au vândut petrolul, ne-au vândut pădurile, ne-au vândut până și pe noi. Copiii copiilor noștri sunt vânduți generații de aici încolo. PSD și PNL, aceeași mizerie! PSD și PNL, aceeași mizerie! Nu trebuie să fim vânduși de hoți! Nu trebuie să fim vânduși de hoți! Vrem libertate, nu comasate! Vrem libertate, nu comasate! Aceasta a fost atmosfera creată de către membrii și simpatizanții ai AUR miercuri seara în Deva. Aceștia au organizat mai multe proteste în întreaga țară, spun ei, împotriva deciziei coaliției PSD-PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale. În semn de protest, aceștia au aprins lumânări la sediul PSD Hunedoara, fiind transmise mesaje pentru apărarea democrației și respingerea comasării alegerilor. Tot ei mai spun că decizia comasării alegerilor este o mișcare prin care cei aflați astăzi la putere, citez, vor să ne fure vocea și drepturile, îndreptându-ne către o dictatură mascată cu binecuvântarea lui Klaus Iohannis. Replica socialdemocraților hunedoreni nu a întârziat să apară și în vreme ce membrii AUR scandau lozinci și amplasau afișe la sediul PSD și la sediul AUR au apărut mai multe astfel de afișe. Până la această dată, PSD nu a luat nicio decizie în partid privitoare la propunerile partenerilor de guvernare de la PNL de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare. Considerăm că argumentul invocat de AUR, cum că prin comasarea alegerilor se produce confuzie la nivelul electoratului, este jignitor față de alegători. AUR nu face altceva decât să insinueze că alegătorii români nu au capacitatea de a distinge foarte clar între tematica locală și cea europeană. Este o abordare total nedreaptă, ofensatoare, pe care organizația județeană PSD Hunedoara o condamnă cu fermitate. Acțiunile de astăzi ale AUR sunt definitorii pentru acest partid. Când nu te poți face remarcat prin idei și soluții constructive, singura cale este să atragi atenția prin scandal, au informat reprezentanții PSD Hunedoara.